Iată, am aici două cărți. Sunt manualele pentru clasa a doua, manualul de comunicare în limba română și manualul de matematică și explorarea mediului. Ați învățat în anii trecuți despre cărți, despre coperți, pagini, text și ilustrații. Vă amintiți? O carte are două coperți, coperta din față și coperta din spate. Pe coperta din față găsim titlul și autorii. Între coperți sunt prinse foile. O foaie are două pagini, o pagină și cealaltă pagină. Pe fiecare pagină este imprimat text, iar la cărțile pentru copii, textul este însoțit de ilustrații. Foarte important! Fiecare pagină este numerotată. Iată pagina 29. Paginile sunt numerotate în ordine crescătoare. 30, pagina 31, pagina 32 și tot așa până la sfârșitul cărții. În momentele următoare veți afla ce putem face pentru a găsi o anumită pagină dintr-o carte. Spre exemplu, cum facem să ajungem la lecția pe care am studiat-o într-o zi? Putem da filă cu filă, adică vom răsfoi și vom ajunge la textul studiat. De exemplu, ciuboțelele ogarului, care se află la pagina 24. Credeți că există și altă modalitate de a căuta o anumită lecție? Desigur, mai avem o posibilitate. Iată, la începutul manualului se află o pagină cu titlul Cuprins. Ce observăm pe această pagină? Aici sunt scrise diverse titluri. În dreptul lor se află numere. Oare ce reprezintă aceste numere? Fiecare număr indică pagina din carte la care vom găsi un anumit titlu. Să vedem. Text suport, ciuboțelele ogarului după Călin Gruia se află la pagina 24. Să căutăm ca să ne convingem dacă este adevărat. Iată, pagina 24. Textul ciuboțelele ogarului. Am spus la început că veți învăța să căutați rapid o anumită pagină dintr-o carte. Ați aflat că pentru a face acest lucru ne ajută cuprinsul cărții. Acesta conține toate titlurile din carte și pagina la care se află fiecare. Acum, pentru că știți cum să căutați rapid un titlu, e momentul să încercați singuri acest lucru. Iată manualul de matematică și explorarea mediului. Spre deosebire de manualul de comunicare în limba română, manualul de matematică și explorarea mediului are pagina de cuprins la sfârșit. La ce pagină se află lecția numere pare și impare? Dacă ați spus că lecția numere pare și impare se află la pagina 18, aveți dreptate. Felicitări, ați răspuns foarte bine. În cazul în care nu ați răspuns corect, vă îndemn să revedeți explicațiile mele. Copii, luați o carte de povești din biblioteca voastră. Căutați cuprinsul. Citiți un anumit titlu și vedeți la ce pagină este menționat că se află. Deschideți cartea la pagina indicată în cuprins. E ușor, nu-i așa? Pe data viitoare! La revedere!